Un veac și jumătate de performanță și istorie. Așa putem caracteriza, într-o sintagmă, prima școală normală din țara românească, din Câmpul Lung. La 50 de ani a fost aniversată pentru prima dată această instituție, care avea ca absolvenți învățători ce au luptat în primul război mondial. La 100 de ani, numărul personalităților care s-au școlit în prestigiosul lăcaș de învățământ a crescut considerabil și a fost completat cu personalități din domeniul cultural, pedagogic și științific. Este de ajuns să amintim câteva nume contemporane cu noi, precum Ilie Dobre, renumitul comentator sportiv, Ion Neacșu, profesor universitar de pedagogie, Alfons Popescu, profesor de muzică, Gheorghe Șovu, scriitor și scenarist, Dumitru Baciu, autorul Luminilor Mușcelene, și lista poate continua. La 150 de ani, bilanțul făcut de directorul instituției, Radu George, vine să întregească o serie de reușite în domeniul educațional, dar și să aducă la oaltă o întreagă pleiadă de personalități. Suntem la sfârșitul anului școlar, dar este un an de excepție pentru noi, fiindcă sunt 150 de ani de când s-a înființat prima școală normală din țara românească prin decret regal. Este un an aniversar început cu zilele școlii. Este un an de excepție și în privința rezultatelor școlare și nu numai. În primul rând vreau să menționez că suntem printre puținele școli din România care au primit decorații de la minister, diploma Spiru Haret, de la președinție, Ordinul Meritului pentru Învățământ în grad de comandor și o decorație din partea Casei Regale, crucea Casei Regale. Și nu spun întâmplător că suntem puține, două școli din România au cele trei decorații. Aceste decorații au fost conferite școlii, în primul rând pentru rezultatele deosebite pe parcursul celor 150 de ani, obținute de elevii școlii noastre, de profesorii școlii, de absolvenții școlii noastre. Și în acest an școlar, rezultatele copiilor sunt la nivelul valorii acestei școli. De azi înainte, oricine va intra în ctitoria lui Carol I va păși prin istorie în eternitate.